Bună dimineața, dragilor, sunt Mihai Daniel, bun venit pe canalul meu. Avem multe lucruri de discutat astăzi. În primul rând, o veste uriașă vine din spre China, mai ales din Hong Kong. Din punctul meu de vedere, Hong Kongul este un proxy pentru China, unde se întâmplă lucruri care nu sunt permise în mod normal în China. Însă este un semnal puternic, pentru că foarte mulți bani migrează către Hong Kong. Și anume, ce s-a întâmplat în Hong Kong? Hong Kongul a decis că, virgulă, criptomonedele sunt proprietate. Este o decizie surprinzătoare și un mod surprinzător de a recunoaște existența criptomonedelor și de a fi catalogate într-un anumit fel. Acum, probabil, nu e vorba de Pepe Coin sau de Shiba sau de tot felul de monede. Probabil se referă la proiecte de top, cum e Bitcoin, cum este Ethereum, cum este Polkadot, cum sunt și altele. Asta pe de-o parte. Alte noutăți, tot din China, tot din zona Hong Kong, sunt că foarte multe companii se pregătesc să fie reglementate acolo. Companii mari de cripto. Adică este în lucru un cadru legal care va permite companiilor să opereze 100% legal și este foarte mult interes în acea zonă. 2. Avem știrile legate de MiCA, legislația europeană pentru criptomonede, legislație care va fi adoptată în peste 27 de state ale Uniunii Europene și peste tot lucrurile vor fi cam la fel. Însă, din ce am înțeles, această legislație va intra în vigoare totalmente abia la mijlocul lui 2024, adică peste un an de zile. Până atunci, probabil, este lăsată o portiță să zburde liber ce are de zburdat. Acum, legat de Bitcoin. Am avut această corecție, Bitcoinul este sub 28.000, în clipa în care eu fac acest clip este 27.979. Cei care sunteți în grupul meu premium știți aici pe YouTube că am ieșit din poziție săptămâna asta, am ieșit din Polkadot, v-am explicat de ce. Iar cei care mă veți urmări aici în grupul premium veți ști în mare parte care sunt trade-urile mele pe care le fac în fiecare săptămână. Această scădere de la aproape 31.000 până la 28.000, 27.900 cât este acum, în mare parte a fost cauzată și de numărul mare de poziții long, pentru că piața începuse să devină super pozitivă, super optimistă și mai toată lumea era long. După cum bine știți mulți dintre voi și ați învățat de-a lungul experienței voastre în cripto, cu cât piața devine mai pozitivă o perioadă mai lungă, oamenii încep să devină și ei mai pozitivi și mare parte intră fix la vârfuri, cum a fost acest 31.000. Probabil cei care au intrat acolo se gândeau că da, mai puțin și ajungem la 50.000 să nu pierdă momentul. Foarte mulți oameni consideră validare și moment ideal de intrat în piață atunci când au loc creșteri masive. Mă uitam la Pepe, care crescuse și oamenii intrau acolo în veselie. După care a venit acum, m-am uitat dimineață pe chat-ul, era zdrang, aproape 40% minus. Bun, Bitcoin, din punctul meu de vedere, corecția nu sunt 100% că s-a încheiat, suntem în prima zonă de suport pe daily, da? Suntem fix pe 20 moving average, pe daily. Da? Acum o zi sau două vorbeam despre chart-urile pe 12 ore, unde am rupt 20 moving average-ul și vă spuneam, am scris și ieri pe Twitter, că există o probabilitate destul de mare să testăm 50 moving average pe frame-ul de 12 ore. 50 moving average este la 27.266. Deci e o probabilitate să ne ducem acolo. Asta ar însemna să facem un wick pe daily, o codiță, să rupem 20 moving average-ul. Noi nu am mai rupt 20 moving average-ul pe daily din 14 martie. Da? A trecut ceva timp de atunci, mai bine de o lună. Și acum
Dacă e să ne uităm global pe poziții, sunt foarte multe poziții short. Iarăși se poate întâmpla o surpriză, pentru că piețele, când sunt foarte multe poziții acumulate într-o direcție, se întâmplă fix opusul. N-aș putea vorbi despre un semnal de intrare acum în piață, în niciun caz. Deci mă uit și pe daily, mă uit și pe 3 zile, aici ăsta mă cam sperie. Pentru că pe 3 zile zona de suport începe undeva la 25.000, dar suport cu adevărat e pe la 23.500. Da? Să sperăm că nu e cazul, ar fi o corecție destul de mare, dar cu o probabilitate de a se întâmpla. Deci, în acest moment n-aș putea să mă declar bullish. Uitându-mă pe frame-uri mai mici, unde 12 ore suntem jos de tot, pe 4 ore suntem jos de tot, pe 6 ore suntem jos, da? Aici e posibil să avem un mic pullback, da? Mă aștept în primul rând la 6 ore și la 4 ore să văd un pullback, adică o încercare. Doar că pe 4 ore am rupt cam toate zonele astea, moving average-urile, și 20, și 50, și 200. Asta nu e un lucru extraordinar. Pe o oră la Bitcoin suntem în corecție, corecție care ne poate duce către zona de suport care vă vorbeam eu pe 12 ore, și anume către 27.300. Deci sunt ceva șanse ca astăzi să testăm o zonă mai jos, dar momentan nu este ceva de speriat. În clipa în care văd o schimbare în piață, am să vă anunț și aici, am să vă anunț și cu un short aici pe YouTube, pe TikTok și pe Twitter. Mare grijă cum vă poziționați în piață, v-am zis. În continuare, piața arată destul de bearish din punctul meu. Așa că mare grijă. Abia aștept să ne revedem luni, cei din comunitatea Premium aici pe YouTube, cu un episod de peste 20 de minute cu analize. Am pregătit un indicator surpriză pentru voi și vă zic dacă săptămâna viitoare intru într-o nouă poziție în Polkadot sau în Bitcoin sau în orice altceva. Iar pentru cei care doriți să învățați să tranzacționați, știți deja, vă aștept pe mihaidaniel.ro, site-ul meu oficial, site-ul companiei mele din România, companie cu care plătim taxe în România, adică nu vindem ceva la negru, vindem și plătim taxe la stat. Cursul de tranzacționare de 4 ore, curs în format video, în limba română, în care eu vorbesc, eu vă explic indicatorii, eu vă explic strategiile. Vă doresc un final de săptămână minunat, aveți grijă de voi!